Cea de-a doua decadă a lunii martie este caracterizată prin schimbări bruște de temperatură de la o zi la alta. Dacă în urmă cu două zile giurgiuvenii aveau parte de o vreme frumoasă și caldă, astăzi gradele din termometre semănau mai degrabă cu unele de toamnă decât de primăvară. Din fericire, meteorologii spun că această răcire nu va dura mai mult de două zile. La acest moment, la sfârșitul de săptămână, vremea se menține mai rece decât în mod obișnuit. Temperaturile maxime fiind în ziua de astăzi și mâine 6 grade la maxime, iar minimele minus 1, minus 2 grade, ca începând de sâmbătă să avem o creștere, deci ajungem pe normalul perioadei, care înseamnă 11-12 grade la maximă, deci în timpul zilei, iar în timpul nopții 1-2 grade. Deci astea sunt valori normale pentru sâmbătă, iar duminică avem mai cald decât în mod normal în timpul zilei, plus 15 grade, iar în dimineața de duminică în jur de 1 grad, 2 grade. Începutul săptămânii viitoare va fi unul extrem de plăcut în ceea ce privește vremea de afară. Temperaturile înregistrate vor fi mai mari decât normalul perioadei în care ne aflăm. Avem o răcire scurtă, o secvență rece la începutul săptămânii viitoare, ziua de 23, ziua mondială a meteorologiei, după care săptămâna care urmează, deci de marți, avem valori din ce în ce mai mari, 12, 13, 14 grade, 15 grade, ceea ce înseamnă mai mult decât în mod obișnuit, mai cald decât în mod obișnuit, iar la fel și la minime, pornim de la minus 2 grade dimineața de 24 până și ajungem la valori de 5-6 grade. Deci o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, după care, spre sfârșitul săptămânii viitoare, deci sâmbătă, duminică și la începutul săptămânii până la 1 aprilie, vremea să fie normală. Schimbările de temperatură se vor repeta și în perioada următoare. Giurgiuvenii vor avea parte de vreme frumoasă în reprize. Până la 1 aprilie însă totul va reveni la normal, iar termometrele nu vor indica mai mult de 12 grade. În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii spun că acestea nu le vor crea probleme giurgiuvenilor, care au posibilitatea până la sfârșitul acestei luni să se bucure de o vreme autentică de primăvară.